Da, bună ziua, stimați colegi, stimați reprezentanți ai mass media. Suntem aici pentru a prezenta raportul anual al Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și sunt aici cu domnul Dumitru Pântea, directorul. Directorul sau președinte sau șef, cum e? Directorul ODA. Directorul ODA. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru interes în acest subiect. Or, noi aici la Ministerul Economiei suntem convinși că trebuie să discutăm cât mai mult despre economie, despre antreprenoriat, despre problemele antreprenorilor, pentru că fără asta nu vom putea evolua în sfârșit în direcția corectă. Și obiectivul meu ca ministru al economiei, obiectivul întregului minister este și a fost să ajutăm prin diverse metode mediul de afaceri, să creăm noi locuri de muncă, să dezvoltăm economia, să creăm în sfârșit prosperitate în țară, prosperitate care este bine meritată de fiecare om muncitor din această țară. Și în același timp fiecare cetățean atunci când își dă votul pentru un partid politic anume la alegeri, dar și ulterior când urmărește activitatea unei guvernări, își pune cam aceleași speranțe că vor fi create noi locuri de muncă, vor fi plătite salarii decente, iar funcționarii care abuzează de poziția lor, funcționarii care pun mai multe obstacole decât ajută să fie pedepsiți conform legilor țării. Anul trecut, cred că am fost mai aproape de aceste deziderate și am intervenit ca și stat pe mai multe dimensiuni, chiar dacă o să recunoaștem și o să recunosc, este loc de mai bine, totdeauna este loc de mai bine. În pofida crizelor care s-au suprapus, în pofida unui război la hotarele țării, în pofida costurilor în creștere, a inflației, guvernul a și construit. Am ajutat prin intermediul ODA, dar și prin alte instrumente și acest ajutor nu ar fi fost posibil fără susținerea pe care o avem și pe care o simțim de la partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, de la prietenii adevărați ai acestei țări. Am vorbit cu mai mulți antreprenori în această perioadă, dar și anterior, și inclusiv cu beneficiarii, cu unii beneficiari ODA, și pot să vă spun că percepția mea, cel puțin, este că antreprenorii știu timpurile nu sunt ușoare. Ei înțeleg asta, dar în același timp s-ar aștepta ca să existe un stat care să-i ajute oricât de puțin posibil, astfel încât să fie cât de cât mai ușor. Și asta este și obiectivul nostru în acest guvern, asta este obiectivul și scopul direct al Ministerului Economiei pe care am onoarea să-l conduc. Anul trecut am reformat postul ODIM în ODA, în Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, și am sporit accesul la finanțările oferite de stat pentru un număr mai mare de companii. Numărul companiilor care au primit în doar un singur an cel mai direct ajutor de la ODA a crescut peste numărul de 1000 într-un singur an. Până nu de mult, un număr restrâns de agenți economici era practic abonat la fostul ODIM, la granturile din fostul ODIM, beneficiind într-un cerc foarte restrâns de aceste finanțări. Am eliminat conflicte de interese din această instituție, am eliminat factori de corupție, am majorat mărimea granturilor oferite de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și avem planuri mult mai ambițioase pentru noul an, în care pornim cu multe așteptări. În ceea ce privește susținerea sectorului IMM în Republica Moldova, întreprinderile mici și mijlocii sunt acel, dacă vreți, potențial pe care încă nu l-am dezlănțuit în bună măsură. În anul 2022 am revăzut activitatea ODA și toate programele existente. Le-am adaptat necesităților timpului.
În luna noiembrie am revăzut în Parlament criteriile ce definesc întreprinderile mici și mijlocii, astfel încât firmele cu cifra de afaceri și active de până la 100 de milioane de lei și până la 249 de angajați vor fi considerate IMM, întreprinderi mici și mijlocii. Am făcut asta pentru ca să lărgim la maximum accesul întreprinderilor din Republica Moldova la finanțarea ODA. ODA care este, dacă vreți, în devenire principalul partener de afaceri al antreprenorilor din Republica Moldova, din partea statului. Încă o dată, mai sunt multe de ajustat, însă consider că avem un fundament solid de la care să pornim în noul an. O să menționez aici dialogul cu oamenii de afaceri, cu antreprenorii și le mulțumesc și le mulțumim foarte mult pe această cale pentru insistență și pentru răbdare. Suntem alături, sunt multe probleme, o să le eliminăm, o să le rezolvăm una câte una. Odată ce va deveni funcțional fondul Facem, fondul pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei, ne dorim să sporim și mai mult accesul la instrumentele de finanțare accesibile în cazul antreprenorilor. Cunoaștem că decenii la rând economia și spiritul antreprenorial din țara noastră au fost practic sufocate de birocrație, de corupție, dar și de lipsa accesului la finanțare pentru ca oamenii să-și poată dezvolta afacerile. Prin acest fond Facem, intenționăm să rezolvăm anume problema finanțării. Pentru ca să avem un acces la finanțare precum credite, compensare totală sau parțială a dobânzilor în funcție de conjunctură economică, dar și alte mecanisme de finanțare. Sunt multe lucruri care urmează încă să le lansăm în acest an. O altă reformă în care ne punem foarte mari speranțe este reforma impozitului pe venit, care a fost adoptată recent de Parlament în politica fiscală pentru anul 2023. Începând cu acest an, Moldova va impozita doar venitul distribuit ca dividende, în special în cazul întreprinderilor mici și mijlocii pentru anul 2023. Astfel, banii rămași în companie vor rămâne neimpozitați până când nu sunt distribuiți ca dividende. Ori, haideți să ne gândim împreună pentru ce sunt acești bani. Acești bani sunt pentru dezvoltare, pentru investiții, pentru creșterea salariilor angajaților și noi considerăm că statul nu trebuie să impoziteze asemenea bani. Astfel, statul va lăsa efectiv în economie doar în anul 2023 peste 2 miliarde de lei, bani care să fie în folosul antreprenorilor, ca ei să-și poată dezvolta afacerea mult mai facil, dacă îmi permiteți să spun așa. Aici am preluat experiența Estoniei, unde acest model funcționează din anul 1999, practic din secolul trecut și care în această perioadă a edificat o adevărată cultură a antreprenoriatului și o cultură a startup-urilor. Un alt aspect la care vreau să mă opresc este și, desigur, reducerea birocrației și digitalizarea economiei. Și aceste procese le pun în aceeași propoziție pentru că ele merg de fapt mână în mână. Cu cât mai puțină birocrație, cu atât mai multă libertate și cu atât mai mult spațiu pentru agenții economici să se dezvolte. Tot ce poate face statul acum în această perioadă incertă este să ajute la adaptabilitatea antreprenorilor. Iar asta înseamnă să facă doi pași în urmă și să ofere spațiu antreprenorului să se dezvolte și să aibă mai multă libertate. Antreprenorii trebuie să se concentreze pe dezvoltarea afacerilor, să crească, să caute noi parteneri și noi piețe de desfacere, să-și modernizeze procesele de producție și alt soi de procese și doar așa putem ajunge la salarii mai mari și la mai multe locuri de muncă și să fim atractivi din punct de vedere investițional. Antreprenorii nu trebuie să-și irosească energia navigând birocrația deseori absurdă a statului pentru a colecta ștampile și tot felul de hârțoage. Economia Republicii Moldova trebuie să fie în pas cu realitățile în care trăim și nu vom mai fi ancorați la nesfârșit în trecut. Trebuie să evoluăm, trebuie să creștem, trebuie să ne modernizăm. De când
Am preluat portofoliul de ministru, dar și până atunci, din postura de deputat, m-am axat foarte mult pe eliminarea anume a acestor birocrații ilogice. Avem foarte multe legi, să le spun pe de-a dreptul, legi aiurea, avem foarte multe legi demodate și depășite de timp, avem foarte multe legi care necesită reparație. Trebuie să reparăm foarte multe legi. Vom reuși și sunt sigur că vom reuși doar dacă vom lucra împreună, împreună la aceeași masă, statul și mediul de afaceri, împreună pentru a ajuta economia să se dezvolte și să crească. În anul 2023, în concluzie și aici voi finaliza, vom continua cu o viteză și mai accelerată lucrurile începute anul trecut pentru ca antreprenorii să aibă la îndemână, fără bariere artificiale, instrumente financiare și vom continua să îmbunătățim modul în care susținem mediul de afaceri. Antreprenorii trebuie să vadă în stat un ajutor, o susținere, nu un obstacol. Asta este marea schimbare care vrem să o atingem în acest an. Vom oferi noi finanțări prin ODA, vom continua simplificarea modului de a face afaceri în Republica Moldova, vom aduce noi investiții, vom avansa în procesul de digitalizare și vom elimina toate barierele posibile din calea mediului de afaceri. Vom avansa principiile în care credem cu înverșunare, vom lupta pentru aceste principii. Vrem să facem din Republica Moldova economia cea mai prietenoasă businessului, o economie liberă, o economie deschisă și o economie corectă. Asta am vrut să vă spun și atunci și acum îl invit pe domnul Pintea să ofere mai multe detalii despre activitatea ODA. Da, domnule ministru, vă mulțumesc. Stimați reprezentanți ai presei, dragi antreprenori, mulțumesc mult pentru că ați dat curs acestei invitații în a prezenta ceea ce am făcut noi în anul 2022, dar mai ales să menționăm ceea ce ne propunem a facem pentru anul 2023. Am să încep prezentarea mea prin a aduce aminte suportul financiar pe care Guvernul, prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, l-a pus la dispoziția antreprenorilor în anul trecut. Este vorba de circa jumătate de miliard de lei, disponibil prin diferite instrumente ale ODA, fapt ce confirmă angajamentul Guvernului de a susține antreprenoriatul în Republica Moldova, mai ales în condițiile în care timpurile nu sunt cele mai ușoare. Dacă la început de an pandemia COVID încă și-a prezentat anumite rezultate, ulterior criza de securitate, urmare războiului din Ucraina, inflația galopantă, criza energetică, iată, toate aceste crize au acționat nefast asupra antreprenorilor, respectiv obiectivul cu care am lansat anul 2022 a fost acela de a veni cu instrumente cât mai pe potriva necesităților pe care le au antreprenorii. Evident, pentru a implementa instrumente sofisticate, este nevoie și de o organizație puternică. Respectiv, un alt obiectiv anul trecut a fost lansarea unei reforme depline a organizației, astfel încât aceasta să stea la dispoziția antreprenorilor într-un mod cât mai eficient. Ce am făcut noi anul trecut? Evident, reforma s-a bazat în mare parte pe ajustarea proceselor interne, astfel încât interacțiunea dintre ODA și antreprenori să fie cât mai rapidă. Și pe această cale am îmbunătățit mecanismul de aplicare la programele ODA, cât și cel de evaluare. Amintesc că începând cu luna august anul trecut, întreg mecanismul de aplicare la programele ODA a devenit digitalizat. Respectiv, niciun antreprenor nu trebuie să vină la sediul ODA pentru a depune un dosar, iar tot acest proces este online și durează foarte puțin. În același timp, digitalizarea a însemnat și eliminarea unui șir întreg de acte care până atunci erau necesare a fi depuse cu dosarul de finanțare. Respectiv, am eliminat acte cum ar fi extrase din registrul întreprinzătorilor, extrase cu privire la lipsa restanțelor de plată la bugetul de stat, copii ale fondatorilor, administratorilor și așa mai departe. Toate aceste informații le avem în contextul în care ele sunt deja depuse la o altă instituție a statului.
Un alt element important este procesul de evaluare a dosarelor, încât acesta să fie cât mai transparent și să dea un răspuns antreprenorului foarte exact. De ce a fost finanțat sau de ce a fost respins? Astfel, evaluările în cadrul ODA sunt realizate de o direcție specializată în evaluarea riscului de credit, care evaluează aplicațiile din mai multe perspective, atât din perspectivă de conformitate, cât și din perspectivă de viabilitate a afacerii, de capacitatea de a exista în timp și de a-și găsi un loc pe piață. De asemenea, și mecanismul de luare a deciziilor a fost schimbat radical, astfel încât acestea, la moment, în programele de grant, sunt luate de către un comitet de finanțare și risc, compus din membri independenți, independenți de mediul politic și independenți de mediul operațional intern al ODA. Acest comitet este deja activ, componența lui poate fi văzută pe site-ul ODA. Și, în final, și mecanismul de monitorizare a proiectelor investiționale a fost schimbat radical, astfel încât, după ce un antreprenor primește o finanțare de la ODA, relația cu acestea să fie mult mai strânsă, astfel încât să fie eliminate orice riscuri care pot apărea în procesul de implementare a unui proiect investițional și astfel încât ODA să poată oferi și un suport și la această etapă, ca să ne asigurăm că proiectele sunt duse la bun sfârșit cu succes. Bun, spuneam că pe lângă reforma ODA, o acțiune importantă a fost reformarea programelor existente și lansarea de programe noi. Și reamintesc că pe parcursul anului trecut toate programele existente în cadrul ODA au fost revizuite, au fost aprobate noi hotărâri de guvern și noi mecanisme și manuale operaționale de implementare. Am continuat programul dedicat tinerilor, dar am venit și cu o componentă suplimentară, astfel încât să-i ajutăm nu doar în procesul de lansare a afacerii, dar și în procesul de creștere și dezvoltare în timp. Respectiv, programul Start pentru tineri vine cu o componentă suplimentară nouă, credit cu porțiune de grant. Este vorba de un credit în condiții extrem de atractive la moment, dobândă fixă de 9% în lei, cu o porțiune de 15% grant. Și este un instrument care este destul de atractiv și vedem interes crescut în ultima perioadă din partea tinerilor. Reamintesc că acest instrument este implementat în colaborare cu Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă de pe lângă Ministerul de Finanță. Programul PARE 1 plus 1 s-a transformat în programul PARE 1 plus 2. Iarăși, migranții, după ce implementează cu succes un proiect investițional, au șansa de a veni la o nouă componentă de finanțare, deja după schema 1 plus 2, respectiv la fiecare leu investit, statul prin intermediul ODA vine cu un suport de 2 lei. De asemenea, programul de ecologizare, programul de digitalizare au fost ajustate, au fost crescute granturile, sunt programe cu granturi de până la 500.000 de lei. Am lansat și un program de inovații digitale și startup-uri tehnologice în toamna anului trecut pentru a susține inventatorii și inovatorii din țara asta și Moldova are persoane care inovează. La moment avem 70 de aplicații care sunt în proces de evaluare. Și am lansat un program extrem de important pentru timpurile pe care le trăim, e vorba de programul de retehnologizare și eficiență energetică, un program care vine să ajute antreprenorii fie să se echipeze cu utilaje mai eficiente din punct de vedere energetic sau fie să-și instaleze surse alternative de energie. Și vă dau doar câteva cifre, avem circa 20 de antreprenori care și-au instalat panouri fotovoltaice și și-au redus semnificativ consumul de energie. ODA, prin intermediul programului de retehnologizare și prin intermediul fondului de garantare a creditelor, a susținut instalarea a circa 10 megawatts deja de energie regenerabilă pentru antreprenori. Și am continuat și am dezvoltat și programul de internaționalizare pentru a ajuta antreprenorii noștri să iasă pe piețe externe, mai ales în condițiile în care piețele estice nu mai pot fi piețe pe care se pot baza, respectiv echiparea acestora cu capacități suplimentare de a produce și de a livra pe plan extern este extrem de importantă. Să vă dau doar câteva cifre, numărul total de beneficiari ai ODA în anul trecut, fie de programe de grant, fie de garanții financiare, fie de subvenționarea participării la târguri și expoziții, se cifrează la circa 1375 de antreprenori. Și dacă ne raportăm la numărul total
de antreprenori eligibili în cadrul ODA, respectiv sectoare cum ar fi agricultura sau industria prelucrătoare, putem spune că fiecare al 10-lea antreprenor din Republica Moldova a primit un suport de la stat prin intermediul ODA. De asemenea, volumul finanțării acordate de organizația noastră s-a cifrat la circa 700 de milioane de lei, iarăși vorbim de granturi și de garanții la credite, ceea ce a susținut investiții de aproape 2 miliarde de lei în economie. Și dacă ne raportăm la volumul total a investițiilor active imobilizate în economie, atunci putem spune că prin intermediul organizației noastre, la fel, circa 10% din investiții au fost susținute. Și asta este o cifră extrem de importantă, mai ales în condițiile de criză care au fost înregistrate pe parcursul anului trecut. Alte cifre care o să le puteți găsi și pe site-ul ODA în raportul privind planul de activitate pe anul trecut, sunt circa 541 de beneficiari direcți de grant în cadrul programelor, 162 de milioane de lei valoarea garanțiilor acordate, companiile care au interacționat cu ODA fie au menținut sau fie au creat 3300 de locuri de muncă noi și volumul investițiilor în economie doar din programele de grant, de fapt, s-a cifrat la 377 de milioane de lei. Acum, planurile pentru anul 2023. Evident că timpurile sunt cam aceleași ca și în anul trecut, de aceea angajamentul nostru pentru anul curent este la fel de important ca și anul trecut. Continuăm toate programele existente, în mare parte venind cu bugete semnificative și în acest an. Este important de menționat că urmarea reformei care a fost realizate, mecanismul de aplicare este unul continuu, deci nu mai este în bază de apel, respectiv antreprenorul atunci când are nevoie să investească, atunci poate aplica și nu trebuie să aștepte în dependență când ODA ar organiza un apel. Și asta a schimbat foarte mult modul în care antreprenorii interacționează cu organizația noastră. Dar pe lângă programele existente pe care le-am menționat și pentru care avem bugete deja și așteptăm aplicații și de fapt este un proces continuu care are loc, vom veni în anul curent și cu 4 programe noi. Este vorba de un nou program Femei în Afaceri, care deja este în dezvoltare și care ne l-am propus ca în trimestrul 1 să-l lansăm în consultări publice. Un program destinat micilor producători, acele afaceri mici, afaceri de familie, care fie se află în câmpul informal la moment, fie au anumite probleme și nu pot crește și nu sunt eligibili la programele ODA, păi iată venim cu un program dedicat lor, care va aborda inclusiv și necesitățile de cheltuieli investiționale de care au nevoie ei, pentru că în mare parte aceștia mici antreprenori au nevoie nu neapărat de utilaje, dar au nevoie de investiții ca să corespundă anumitor cerințe legale, fie cerințe sanitare, fie cerințe de mediu, de siguranță în construcții. Un alt program este programul Furnizori Locali, care vine să completeze programul nostru de internaționalizare și să conecteze mai bine antreprenorii din Republica Moldova cu antreprenori și contraagenți din state străine, astfel încât să stimulăm și să impulsionăm volumul la export de produse autohtone. Și un al patrulea program pe care ne-l propunem să-l dezvoltăm este vorba de programul Turism Rural. Aici, la fel, împreună cu Ministerul Culturii, dezvoltăm acest program și venim cu anumite chestii specifice, astfel încât să țintim mai bine acești antreprenori care vor să dezvolte afaceri. Vom veni și cu o flexibilitate mai mare în ceea ce privește, iarăși, cheltuielile eligibile, că de multe ori acești antreprenori au nevoie de materiale de construcție sau de mobilier, care nu sunt neapărat mijloace fixe și care pot fi finanțate în cadrul altor programe. Apropo, vreau să menționez că deja avem angajamentul, să spunem așa, a mai multor parteneri externi care să vină să susțină programele ODA, să le capitalizeze suplimentar resurselor pe care ne sunt alocate de la bugetul de stat. Și pe partea de acces la finanțare avem planuri mari în acest an. Este vorba de capitalizarea în continuare a Fondului de Garantare a Creditelor
și lansarea unui instrument de finanțare nou, de acces la credite, este vorba de garanțiile de portofoliu, care va veni să accelereze interacțiunea dintre bănci, antreprenori și ODA, respectiv să facem ca resursele financiare să circule mai rapid și mai activ în economia noastră. Și evident, un instrument foarte important este Fondul pentru Antreprenoriat și Creștere Economică a Moldovei, care este pe ultima sută de metri de a fi definitivat și propus guvernului spre aprobare. Acest fond vine cu o noutate, să spunem așa, pentru economia națională, credite cu dobândă redusă, dobândă fixă pentru cei care vor să investească pe termen lung și care au nevoie de capital. Păi iată, vom veni cu un asemenea produs în anul curent, astfel încât să stimulăm și mai mult investițiile în economie. Pe lângă aceste programe, ODA are în administrare sau are în plan dezvoltarea și de alte instrumente care nu neapărat vin să continue logica programelor existente. ODA urmează să susțină învățământul dual prin finanțarea celor unități care vor implementa programe de învățământ dual, sau ODA vine de asemenea să fie alături de deținătorii de patente care vor să își transforme, să își dezvolte activitățile pe care le prestează și să treacă către un nou regim, un regim de întreprinzător individual sau alt regim care ar vrea să și-l aleagă, care le va permite să fie eligibil și la alte programe pe care ODA le are și, de fapt, le va permite să crească și să se dezvolte. Cam asta am avut a spune în linii generale. Deci, mai menționez o dată că, la moment, programele ODA sunt implementate în regim continuu. Antreprenorii pot aplica la toate programele care au fost menționate. ODA are un nou site unde poate fi vizualizată informația despre aceste programe. Am dezvoltat ghiduri pentru antreprenori, astfel încât pașii de aplicare să fie explicați în termeni cât mai pe înțelesul antreprenorilor. Respectiv, aceștia pot aplica sau pot accesa pe site-ul ODA informația deplină. În același timp, am fortificat capacitățile centrului de consultanță în cadrul ODA, respectiv orice antreprenor poate să apeleze, poate să scrie un mesaj sau poate chiar să vină fizic la ODA dacă vrea să aibă mai multă informație despre mecanismul de aplicare sau programele existente. Și în același timp, fortificăm și prezența în teritoriu prin dezvoltarea acelui instrument de susținere a incubatoarelor de afaceri. Reamintesc că ODA susține 11 incubatoare de afaceri în teritoriu și încercăm să dezvoltăm mai mult funcția de consultanță a acestora, astfel încât antreprenorii din regiune să-și poată găsi un suport la nivel local și să primească consultanța necesară cum să acceseze anumite programe de la ODA sau de la alte instituții ale statului care la fel oferă finanțare. Deci, la final, încurajez toți antreprenorii să aibă curajul, pentru că din discuțiile care le-am avut în anul precedent, mulți erau destul de sceptici atunci când vroiau să aplice la un suport la organizația noastră. Îi îndemn să creadă în ideile lor și să aplice, și orice răspuns, fie că este pozitiv sau fie că este negativ, va fi temeinic explicat acestora. Mulțumesc! Da, mulțumesc mult, domnul Pântea, și chiar mulțumim tuturor angajaților ODA care fac această muncă de zi cu zi în a interacționa cu mediul de afaceri, cu antreprenorii și în a le adresa acele necesități pe care ei le exprimă. O să încurajez și eu din numele Ministerului toți antreprenorii care au nevoie de o susținere să acceseze oda.md, oda.md, foarte simplu, și să intrați în prim contact cu această instituție, fie studiind informația de pe pagina web, fie apelând la numărul de telefon pe care îl găsiți cu siguranță pe pagină, pentru a discuta cu angajații ODA și a vă identifica acele necesități
în care necesită, care trebuie finanțate. Asta a fost doar un an. Aceste rezultate sunt doar despre un an de activitate și eu cred că în alți câțiva ani o să avem și mai multe de arătat, o să avem rezultate și mai frumoase. Dar încă o dată, asta este ceea ce am edificat într-un singur an. Am moștenit o instituție care nu răspundea necesităților antreprenorilor, o instituție care avea un iz de conflicte de interese, de gestiune inadecvată. Ca să nu intru în detalii, avem mai multe concluzii de la Inspecția Financiară, de la Curtea de Conturi, de la Corpul de Control al Prim-Ministrului, cu multe rezerve exprimate și multe concluzii preliminare despre modul în care ODIM, fostul ODIM, a fost gestionat de-a lungul anilor. Ca să ilustrez, într-un singur an sau ajutat peste 1000 de antreprenori în toată existența ODIM-ului, dacă nu greșesc, din 2010, numărul antreprenorilor care au primit orice gen de asistență este de doar 3000. Deci, într-un an au fost ajutați peste 1000 de oameni, în peste 10 ani de ODIM, 3000 de oameni. Asta sunt cifrele. Informația dată și concluziile sunt acum, mă rog, la instituțiile responsabile, pe care o să le încurajăm să-și facă treaba cât mai corect și să ajungă și la o finalitate acele neregularități care sunt considerate a fi, mă rog, adresate. Asta a fost raportul nostru anual. Vă mulțumim foarte mult. Nu știu dacă sunt întrebări. Care sunt cele trei greșeli acelor antreprenori care încetă să facă afacerea aplicând cota? Da, este o întrebare foarte bună și asta, răspunsul se vede în rezultatele evaluărilor pe care le facem noi. Eu aș vrea să mai menționez niște cifre. Noi anul trecut am avut circa mai bine de 3000 de dosare depuse la ODA, dintre care doar 500 și ceva au primit răspuns pozitiv. O bună parte din aceste dosare au avut două probleme de bază. Fie proiectul investițional n-a fost scris corect în raport cu bugetul atașat acelui proiect investițional, sau momentul ales a investiției a fost unul greșit. În ce își privește prima problemă, am să explic. De multe ori antreprenorii includ în bugetele de finanțare a proiectelor investiționale cheltuieli care nu sunt eligibile în cadrul programelor respective. Spre exemplu, în mare parte, programele finanțează mijloace fixe, deci active pe termen lung, investiții pe termen lung. În unele programe sunt și anumite diferențe. Finanțăm și materie primă într-o anumite măsuri, servicii, spre exemplu, materiale circulante și așa mai departe. Deci, antreprenorii trebuie foarte bine să citească acele programe și în special acele ghiduri care explică lista articolelor investiționale eligibile în cadrul programelor. Asta este cea mai frecventă greșeală și noi, prin consultările noastre, prin prezențele noastre în teritoriu, încercăm să explicăm antreprenorilor cum proiect investițional ține de două componente. Este proiectul în sine și este bugetul care trebuie corect făcut. Acum, în ceea ce privește momentul ales ca să se realizeze o investiție, evident că o afacere are o anumită logică, să spunem așa, în creștere. Nu poți să vii cu un utilaj să motivezi că vrei să ieși la export atât timp cât tu pe piața internă nu faci față sau atât timp cât nu poți demonstra capacități puternice de a produce și de a face față sau nu ai niște standarde, niște certificate care trebuie să ieși la export. Deci ești la un alt nivel de creștere și atunci trebuie poate să-ți alegi un alt program unde ai fi eligibil. Și apropo, ce am făcut noi prin acest șir de programe de granturi,
am acoperit întreg ciclu de activitate a unei afaceri. Avem programe dedicate debutanților, avem programe dedicate perioadelor de creștere și avem programul de internaționalizare, deja când ești puternic, competitiv și vrei să ieși la export. Respectiv, orice antreprenor poate să-și găsească un program prin care să-și dezvolte afacerea. Și deja al treilea motiv care este un motiv determinat de riscul de credit, de viabilitatea acelei afaceri și evident statul nu poate să acorde un grant sau alt instrument unei afaceri care există foarte mare risc ca ea să ieșuieze în următoarea perioadă. Pentru că până la final e vorba de bani publici și statul vrea să susțină afaceri care generează locuri de muncă, care generează impozite și taxe și așa mai departe. Deci acestea ar fi trei cele mai importante motive din care antreprenorii sunt respinși și de fapt ieșuiază atunci când interacționează cu ODA. Deci este foarte, foarte important de menționat că bugetul ODA se formează din diferite surse. Evident, bugetul de stat este principala sursă care în fiecare an este de bază și prin politicile pe care le adoptă Ministerul Economiei, de fapt, se bugetează bani pentru implementarea acestor politici. Ori programele noastre și instrumentele noastre este o politică de intervenție a statului pe dimensiunea dezvoltare economică. Dar pe lângă resursele de la bugetul de stat, ODA este în discuții permanente și în relații foarte aprofundate cu mai mulți parteneri externi. La moment suntem în proces de a negocia un grant de la Comisia Europeană în valoare de circa 8 milioane de euro, ceea ce ar complementa resursele de circa 100 de milioane de la bugetul de stat. De asemenea, avem deja un acord activ cu Banca Mondială în vederea capitalizării fondului de garantare a creditelor cu circa 15 milioane de euro, ceea ce ar crește capacitatea de garantare a acestui fond. De asemenea, avem un acord de sprijin din partea Agenției Germane de Dezvoltare, GIZ, pentru dezvoltarea fondului pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei, fondul FACEM, dar și anumite discuții privind capitalizarea programelor existente. Și de asemenea, un al patrulea partener strategic este Agenția Statelor Unite de Dezvoltare, USAID, cu care la fel implementăm anumite programe. Pentru că trebuie să înțelegem, implementarea unui program nu înseamnă doar alocarea de granturi, înseamnă consultarea antreprenorilor, susținerea antreprenorilor în dezvoltarea ideilor de afaceri, un lucru care de multe ori nu se vede în cifre, dar care iarăși necesită anumite resurse financiare, resurse umane și așa mai departe. Și iată, tot acest efort este susținut atât de la bugetul de stat, cât și de partenerii externi. Dar aș putea să generalizez și să spun că ODA are la dispoziție la fel circa jumătate de miliard de lei pus la dispoziția antreprenorilor pentru anul curent. ODA are trei programe destinate debutanților. Este vorba de programul Start pentru tineri, programul Pare 1 plus 1 care s-a transformat în Pare 1 plus 2 și programul Femei în afaceri, care a fost activ până în luna septembrie, acum dezvoltăm un nou program. În cadrul acestor trei programe avem circa 360 de antreprenori debutanți care s-au lansat în afaceri. Da. În bugetul pentru anul 2022, câți bani au fost valorificați și câți bani au rămas nevalorificați? Am văzut în spațiu public mai multe discuții referitor la ce înseamnă valorificarea banilor în programele de grant. Și am să vă spun ce înseamnă un program de grant. Asta înseamnă bani alocați, bani contractați, bani debursați și efectiv executați. Și un proiect investițional al unui antreprenor durează cel puțin 2 ani, conform programelor noastre. Deci într-un an se aplică, se alocă banii, el are la dispoziție, în dependență de program, de la 6 la 12 luni să tragă acei bani de la ODA, să execute, să implementeze proiectul investițional. Ulterior urmează monitorizarea
post-finanțare, cum s-a implementat și monitorizarea finală după 2 ani, să vedem ce se întâmplă cu acel proiect investițional. Dar ce vorbim de resurse financiare este vorba de această perioadă de circa un an, din momentul în care se semnează un contract cu antreprenorul și perioada în care el are posibilitatea să implementeze proiectul investițional. În mare parte, programele de grant, banii destinați programelor de grant, au fost contractați cu un număr de beneficiari care a fost menționat anterior, respectiv, o parte din ei și-au implementat deja proiectele investiționale, o parte din ei au banii rezervați și așteaptă un utilaj de peste hotare care trebuie să ajungă, fie din alte considerente, încă nu au decis să execute acele resurse. Dar pe lângă programele de grant, ODA are și alte programe pe care le implementează, care la fel au niște resurse financiare. Programul de dezvoltare a platformelor industriale multifuncționale. Nu am menționat în acest raport, dar în acest an ODA a lansat construcția două platforme. Platforma industrială de la Ocnița și platforma industrială de la Glodeni. Aici, iarăși, este vorba despre achiziții publice a unui operator care urmează să construiască acele platforme. Este vorba de circa 30 de milioane de lei alocate pentru cele două platforme, care la moment încă stau pe conturile ODA, dar deja sunt bani contractați de către operatorii care urmează să facă acele construcții. Și aici deja ține și de timpul de afară pentru a realiza acele construcții la momentul dat și de alți factori legați de achizițiile publice și așa mai departe. În al treilea rând, ODA administrează fondul de garantare a creditelor. Care ce înseamnă acest fond? Înseamnă o sumă de bani care stau pe conturile ODA și care garantează acele credite acordate de bănci. Și atunci când un credit devine neperformant, din resursele respective, este executată o garanție financiară. Deci nici de cum soldurile sau banii alocați către ODA nu pot fi priviți ca resursele alocate către alte instituții care utilizează acești bani pentru salarii sau pentru anumite cheltuieli curente. Deci ODA este o instituție care lucrează cu proiecte în viitor, care implementează proiecte investiționale. Respectiv, ca atare trebuie privite și resursele financiare administrate de ODA. De ce m-am întrebat, pentru că ați indicat aici 162 de milioane de lei utilizați în 2022, eventual la un buget care l-a avut ODA de peste 400 de milioane, adică există o diferență de bani nevalorificați. Nu este vorba de bani nevalorificați. Este vorba de alte programe care nu sunt programe de granturi. 162 de milioane de lei sunt resursele care au fost alocate în cadrul programelor de granturi. Cele 7 programe active și 4 care urmează să le lansăm. Pe lângă asta spuneam, platformele industriale multifuncționale, fondul Facem, care iarăși este un fond pentru care anul trecut deja au fost alocate resurse financiare și care urmează să acorde acele credite cu dobânzi reduse. O altă parte din bani au mers la capitalizarea fondului de garantare a creditelor. Deci, resursele cele de jumătate de miliarde de lei care am menționat, care au fost aprobate prin legea bugetului de stat pentru anul trecut, s-au direcționat către diferite programe, inclusiv programele de grant pentru care au fost deja alocate 162 de milioane de lei. Da, și vreau să vă întreb în legătură cu relația pe care o are statul sau agenții economici cu sectorul bancar. Cunoaștem că în anul trecut am avut o inflație destul de mare. Banca Națională a majorat ratele de bază. Asta a influențat într-un fel creditarea din partea băncilor. În anul acesta, care sunt prognozele? Agenții economici vor avea, așa să spunem, o atractivitate față de bănci sau... Deci, din acest motiv, ODA a și lansat acest produs de compensare a dobânzilor la credite, pentru creditele investiționale. Anul acesta, iarăși asta este, în primul rând, mă rog, responsabilitatea băncii centrale, evident, de a asigura o politică monetară adecvată și așa mai departe. Însă, previziunile sunt, dacă nu avem alte șocuri și surprize, anticipăm o reducere semnificativă a inflației, ceea ce ar trebui să ducă și la reducerea costului de finanțare. Dar este de menționat că guvernul, prin intermediul instrumentelor ODA, intervine
pentru a reduce din acest impact de creșterea ratelor de dobândă, atât prin fondul de garantare a creditelor, care reduce inclusiv și riscul de credit, pentru că este garanția destul de lichidă a ODA, sau prin fondul Facem, care vine să ofere un capital cu cost redus pentru bănci, care să-și permită să dea împrumuturi cu o dobândă mai redusă. Și deja, și al treilea instrument, care iarăși eu am uitat să-l menționez, este vorba de instrumentul de compensare a dobânzilor la credite și care, la fel, i-au revenit o bună parte din cele 500 de milioane de lei acordate anul trecut. Bun. Eu cred că gata, nu mai sunt întrebări. Vă mulțumim foarte mult și urmăriți-ne activitatea. Încă o dată, antreprenorii toți sunt încurajați să acceseze oda.md pentru a se informa suplimentar. Colegii sunt gata să ajute. Mersi! Mulțumim!